artele marțiale dezvoltă violența sau nu? Iată, tot mai des în ultima vreme sunt întrebat dacă artele marțiale nu-i face cumva pe toți copiii ăștia violenți. Unii au temeri, unii sunt foarte siguri că-i fac violență. Dar de obicei am văzut că sunt foarte siguri că artele marțiale te fac violent. Sunt foarte siguri cei care n-au practicat arte marțiale sau poate au practicat cu niște șarlatani care nu știu ce i-au învățat. Adevăratele arte marțiale nu te fac violent. Și scopul artelor marțiale nu este să-l facă pe un om violent. Dar Inga, să-i ridice caracterul, să-i zidească un caracter înalt, un caracter elevat. Și iată, aici acum este competiție. Avem 270 de sportivi care se întreg. Și trebuie să știți că aici toți copiii ăștia învață disciplină. Ei învață disciplină să se antreneze. Ei vin și iată la fiecare antrenament, prima oră, ei studiază Biblia. Toți care îi vedeți aici, când ei vin la antrenament, prima oră studiază Biblia, antrenorilor învață. După aceea ei învață disciplină, învață perseverență. Mai mult, iată, atunci când ies ei să se lupte, aici sunt reguli stricte, ei nu pot călca regulile. Regulile astea sunt puse tocmai pentru ca ei să se învețe să-și controleze emoțiile bine. De exemplu, să învingă frica. Des să lupte, trebuie să învingă frica. Să învingă mânia. La cea mai mică manifestare de mânie, sunt pedepsiți, opriți, gata, penalizați. La cea mai mică. Deci trebuie să fii totdeauna calm, foarte atenți, să-și măsoare toate lucrurile. Deci nu, categoric artele marțiale adevărate nu dezvoltă violența. Invers, să-l învață pe om să fie echilibrat, să fie controlat, să fie bine. Și apoi, în scriptură, luptătorii sunt totdeauna aduși ca și exemple bine, ca și exemple frumoase, bune, exemple de perseverență, de disciplină. Ia gândiți-vă numai la exemplul care îl dă Apostolul Pavel acolo la 1 Corinteni, capitolul 9, versetele de la 24 până la 27, când el pe sine se compară cu un luptător. De fapt, el de mai multe ori se compară și la 2 Timotei, capitolul 4, acolo unde e sfârșitul vieții lui, el din nou se compară pe sine cu un luptător și el zice, m-am luptat lupta cea bună. Lupta cea bună, de aceea este important ca să fie lupta cea bună. Și eu fac acest video numai ca să spulber mitul ăsta și concepția asta foarte greșită, că artele marțiale îl fac pe om violent. Nu, nu, nu. Artele marțiale adevărate, ele îl ajută pe om să se dească un caracter înalt, un caracter elevat.